Gabriela Cristea se numără printre cele mai iubite prezentatoare TV de la noi din țară. Prezentatoarea TV vrea să facă schimbări majore la vârsta de 47 de ani. Gabriela și-a luat fanii prin surprindere cu ultimul mesaj pe care l-a postat în mediul virtual. Prezentatoarea TV a declarat pe rețelele de socializare că își va arunca toate hainele care au culorile galben, bej, maro sau crem. Cristea are o relație foarte apropiată cu fanii ei din mediul online și, orice află nou și interesant, se grăbește să împărtășească cu aceștia. Ei bine, recent prezentatoarea TV le-a detaliat admiratorilor săi că are de gând să meargă acasă și să arunce toate hainele care se încadrează în categoria culorilor anterior menționate. Totul pentru că nu ar fi bine să poarte astfel de culori. În acest context, Gabriela Cristea a primit sfatul unui astrolog de a nu mai purta haine care au culorile galben, beș, maro sau crem. Prin urmare, aceasta ține cont de sfatul astrologului și îi urmează povața.